Deși poate părea tardiv, asemenea rachete nemai aflându-se în înzestrare, în acest videoclip îmi propun să aruncăm o privire asupra sistemelor de rachete Sol-Sol, ce cândva erau mândria armatei române. În jurul acestor sisteme au circulat și mai circulă încă zvonuri și legende. Deși erau de fabricație sovietică, ele au reprezentat în acele vremuri un motiv de îngrijorare pentru NATO, putând fi echipate cu încărcături explozive, chimice, de instrucție, de propagandă, chiar și nucleare, fiind construite în număr mare. În România, membri a Pactului de la Varșovia din 1955 până în 1989, primul sistem de rachete Sol-Sol cu bătaie mare ce a intrat în dotarea armatei a fost R-11. R-11 era un sistem balistic Sol-Sol cu bătaie mare de 170 de kilometri, ce avea în componenta sa rachetă cu combustibil lichid 8K11. Era de producție sovietică, fiind o îmbunătățire substanțială a celebrei V2 germane din al doilea război mondial, strămoșul multor sisteme de rachete, inclusiv americane. Să nu uităm că atât rușii cât și aliații au pus mâna pe creierele germane la sfârșitul războiului, astfel că multe dintre realizările și proiectele acestora au continuat. Racheta 8K11 folosea un motor pe bază de cherosen și oxidant, acid nitric, având sistem de dirijare autonom, diametrul de 880 de mm, diametrul aripilor de 1,82 metri, lungimea de 10,25 metri, greutatea 4660 de kg, greutatea componentei de luptă 950 de kg, bătaie minimă 60 de kilometri și bătaia maximă 170 de kilometri. Se lansa de pe instalația 8-1218. A rămas în înzestrare până în anul 1978. Pregătirea lansării unei rachete dura foarte mult, după standardele actuale, aproximativ 90 de minute, lansarea făcându-se vertical. După ce racheta era lansată, intra automat în funcțiune sistemul de dirijare de tip inerțial. Era format dintr-un calculator electromecanic pe bază de relee electrice și patru giroscoape ce măsurau viteza rachetei, abaterea în direcție, abaterea laterală și unghiul de înclinare în zbor. În compunerea sistemului mai intrau mașini pentru verificarea aparaturii de dirijare, mașini de alimentare cu combustibil și oxidant, mașini de transport rachete, macarale, compresoare pentru alimentarea cu aer, autospeciale pentru transportul componentei de luptă, autospeciale de stins incendii. Însă, pentru acele vremuri, era un sistem avansat și foarte performant. Cu atât mai mult cu cât rachetele 8K11 puteau fi dotate cu o gamă variată de încărcături, explozive, chimice, de manevră și nucleare, nu mai mari de 50 de kilotone. România nu a avut însă în dotare încărcături nucleare. Sovieticii nu livrau aceste încărcături aliaților decât în cazul unui război cu NATO, conform înțelegerilor în vigoare, deși la Academia Militară se studia și acest tip de încărcătură. Interesant este faptul că sovieticii amplasaseră instalația de lansare 8-1218 pe șasiul tancului IS-3, aflat încă în număr mare, dar depășit tehnic. Armata română a avut în dotare 13 instalații R-11, 6 la Brigada 32 Artilerie Tecuci, 1961, 6 la Brigada 37 Artilerie INEU, 1962, una la Centrul de Instrucție Rachete de la Ploiești. Un alt sistem montat pe tank, ce s-a aflat în dotarea armatei române, dar inferior ca rază de acțiune, a fost 2K6 Luna. Acesta a intrat în înzestrare în anul 1962, 113 și 151 la Ploiești, 180 la Craiova, fiecare cu câte două baterii a câte o instalație de lansare. Acest sistem nu avea sistem de ghidare, iar instalațiile de lansare erau de tip 2P16 Frog 3 și dispuneau de rachete de tip 3R9 și 3R10. Aceste rachete puteau fi dotate cu ogive nucleare, însă România nu a avut decât componente de luptă explozive și de instrucție, din aceleași motive menționate anterior. Racheta tactică 3R9 avea diametrul de 0,4 metri, diametrul aripilor de 0,61 metri, lungimea 10,49 metri, greutate 2249 de kg, combustibil solid, componenta de luptă de 450 de kg, bătaie minimă de 15 km, bătaie maximă de 55 de km. Au rămas în dotare până pe la sfârșitul anilor 80, fiind văzute la parada din 23 august 1984. Un alt sistem, de data aceasta mai complex, a fost 9K52 Luna M, ce a intrat în înzestrare în anul 1982, fiind ultimul retras la pensie din seria rachetelor montate pe tank de la noi în anul 1998. Acest sistem era montat pe o instalație de lansare pe roți, sistemele anterioare fiind pe șenile. 8x8
ZIL 135. Sistemul de lansare de tip 9 P113 avea lungimea de 10.690 de mm, lățimea de 2.800 de mm, înălțimea cu rachetă de 3.550 de mm, raza de acțiune de 650 de km, greutate totală de 19 tone. Timp de încărcare a rachetei pe ghidaj folosind Macaraua din dotare de 70 minute, putând transporta și lansa o singură rachetă de tip 9M21. Racheta de tip 9M21 era destinată în principal lovirii mijloacelor de atac nuclear și concentrărilor de trupe și avea o viteză de zbor de 1100 de metri pe secundă, greutate la start de 2450 de kg. Componenta de luptă nucleară 9N18B nu au fost în dotare, dar rachetele aveau și această capacitate. Bătaia minimă era între 15 și 25 de kilometri în funcție de configurație, bătaia maximă era de 70 de kilometri, iar precizia la obiectiv în bătaie 470 de metri în direcție 620 de metri. Datorită faptului că sistemul putea transporta doar o singură rachetă, el a avut în compunerea sa și o mașină de transport rachete la fiecare baterie, având capacitatea de a purta 3 rachete. Această mașină avea lungimea de aproape 10 metri, lățimea de aproape 3 metri, înălțimea cu rachete de 3,23 metri, echipaj de 3 servanți, greutate cu 3 rachete de 20 de tone, viteza maximă pe șosea cu încărcătura maximă de 3 rachete era de 65 de km pe oră. În compunerea armatei române au fost 6 divizioane de Frog 7, amplasate la Basarabi, Brăila, Ploiești, Craiova, Lugoj și Oradea. Cel mai complex sistem ROT ce l-a avut armata română în înzestrare a fost 9K72 Scud B, intrat în dotare în anul 1978. Ele au fost în dotarea brigăzilor 32 și 37 artilerie de la Tecuci și Ineu până în anul 1995. Acest sistem a fost de departe cel mai puternic și complex, el fiind scos din dotare prematur, la insistența Statelor Unite și a Israelului, după unele surse. Se pare că au fost vândute, fără vehiculele tehnice și de întreținere aferente, via Statelor Unite Israelului. Instalația de lansare 9P117M1 era echipată cu racheta 8K14. Racheta fiind din duraluminiu era compusă din componenta de luptă, inclusiv nucleara, nu a fost în înzestrare armata noastră având doar componente de luptă explozive și de exercițiu, compartimentul sistemului de dirijare, compartimentul rezervoarelor, compartimentul motor, stabilizatoarele și cârmele. Racheta avea lungimea de 11.250 de mm, diametrul de 880 de mm, anvergura aripilor 1800 mm, greutate fără carburant de 2 tone, viteza pe porțiunea coborătoare a traiectoriei de 5400 de km pe oră, greutatea totală a rachetei era de 6350 de kg, putea avea componentă nucleară de 100 kilotone, greutatea componentei de luptă era de 985 de kg, durata de funcționare a motorului rachetă era între 41 și 61 de secunde, bătaia minimă era de 60 de km, bătaia maximă de 300 de km. Racheta putea urca în săgeată maximă până la 89 de kilometri, dar nu era precisă, având o abatere circulară extrem de mare după standardele actuale, cuprinsă între 500 și 900 de metri. În legătură cu Scud B, există unele zvonuri, neconfirmate încă, cum că specialiștii români ar fi reușit să îmbunătățească sistemul de ghidare al rachetei, făcând-o mai precisă, crescându-i totodată și raza de acțiune undeva între 400-500 de kilometri. Tot la nivel de zvon, este și așa zisa dorința lui Ceaușescu de a monta în viitor pe aceste rachete a loviturilor chimice de producție autohtonă, incendiare în special, inclusiv bacteriologice, bruceloză și antrax, însă nu se știe dacă România dispunea de acești germeni, cu atât mai mult să și producă. Posibil ca România să fi renunțat la ROT sub presiunea Statelor Unite de a respecta un tratat semnat cu RSS în 1987. La ora actuală, armata română nu mai are rachete operativ-tactice. Exista un proiect de rachetă de 273 de mm, ce teoretic ar trebui să atingă 150 de kilometri. Din nefericire, nu se știe deocamdată dacă armata noastră va mai avea în dotare aceste sisteme ROT.